la 402. Coșmarul fotografiilor. Hei, mișto cămașă! Mulțumesc! Am luat-o pentru că azi facem fotografii. Facem azi fotografii? Ai uitat? Păcat, puteai să spui cămașa aia marfă de anul trecut. Știi tu, aia cu desene, cu pizza, cu ardei. Nu erau desene. Zi, îți place cămașa mea? Mi-a trimis-o mătușa. De obicei îmi trimite spumă de baie. E un pas înainte. Dacă mi-aș fi amintit că facem azi poze, m-aș fi spălat pe față. Eu n-aș putea să uit. Numai la asta m-am gândit aseară când învățam pentru testul de azi. Avem test azi? Da. Sper să nu fie prea greu. E la botanică. La nasol despre plante. Cum să țin minte și de poze și de test? Nu e corect. Dar tu nici nu ți-ai amintit niciuna. Exact ce spuneam. Nu pot să cred că ai uitat de test. Hei, mulțumesc pentru compasiune. Wow, cine ar fi crezut că se supără? Hei, Nancy! Ce e? Testul! Am uitat complet de el. Ești prost de-a binelea. Sunt sigur că rămân corigen. Oh, nu te teme, nu rămâi corigen de la un doi. Nu m-aș teme dacă aș avea doar unul. Poate că n-o să fie așa de rău. Toată lumea știe câte ceva despre plante, chiar și tu. Zău? Sigur, Miss Graves ne vorbește de mult timp despre ele. Concentrează-te, ce-ți amintești din ce a spus? Bla bla bla, Jessie, trezește-te, bla bla bla, pauză. Dacă ne dă asta la test, n-ai probleme. Vrei ciocolată? Nu, sunt alergic. Mi se umplă limba și mă apucă mâncărimile. Cred că am o reacție alergică. Oh, nu, ar putea fi periculos. Du-te imediat la asistentă. O să o sune pe mama ta să vină să te ia. Te duci? La asistentă. Apoi acasă? Păcat, nu o să mai pot să dau testul. Nu că-i super cămașa mea? A luat-o mama de la Frumușica. E unul din cele mai bune magazine pentru fete. Așa este, să știi. Freddy, nu vine să cred. N-am știut. Ce prostie. A trimis-o mătușa. Acum înțeleg de ce a primit sora mea un camion și eu... Nu-mi vine să cred că ai întârziat. Tu ești mereu punctual. Întârziat? Super! Adică, iertați-mă. Nu credea că o să pot să fac picioarele egale. Un băiețel bolnav, ce bine! Am o reacție alergică! Pe masă, repede! Nu vorbi, nu care cumva să nu mai poți respira. Dar nu te teme, te scap cu câteva injecții anti-anafilactice. Injecții? Nu, nu, sunați-o pe mama să vină să mă ia. Sigur, dar trebuie să mă asigur că mai ești în viață când ajungi aici.
6 injecții sunt destule ca să nu intri în comă și cu puțin noroc nici nu o să-ți provoace comă. Ce? Nu te teme, nu o să te doară groaznic decât câteva minute. Gata, gata, sunt bine, sunt bine. Sunt bine, e o minune, m-am vindecat, pa! Am nevoie de 2 elevi. Bine. Polly. Mulțumesc, domnișoară, dar îmi place să le folosesc pe ale mele. O problemă fracționară. Asta înseamnă roz. Hei, văcărițo, șezi blând, cățelușo. Mulțumesc, partenere. Și cealaltă problemă? Freddy, vrei să încerci tu? Regret să deranjez, Miss Graves, încerc să găsesc vesta audiovizuală. Oh, uite-o, scoate-o, fiule, le trimitem la curățătorie. Freddy, tu n-auzi? Domnul Besar are nevoie de vestă. Nu trebuie curățată. Nu miroase urât. Freddy, n-am timp să aștept. O curăț eu. Faceți economie. Nu e nevoie. Mulțumesc. Să o aduc înapoi mâine. Mâine e prea târziu. Ia gata, 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 liniște, liniște, vă rog. Exagerați cu toată povestea asta. Ce dacă Freddy și Polly au cămăși identice? Moda se schimbă. Nu râdeți când fetele poartă haine băiețești. Nu. Miss Graves are dreptate. Nu e mare lucru. Mâine te îmbraci cu rochița surorii tale. Vini, aș fi crezut că te-ai săturat să tot fii pedepsit. Miss Graves, pot să mă duc la baie? Jesse, ce cauți aici? A fost minune. Doamna Pitts m-a vindecat. Mă zic mult mai bine. Sunt sigur că vă să-mi ating și nasul. Nu-i nevoie. Ne bucurăm că ești aici pentru fotografia clasei și pentru test. Pot vorbi cu Dr. Fay? Sunt fiul ei, dar trebuie să mi-o dați. Nu, nu-mi pasă dacă e în operație, îmi trebuie altă cămașă. Bună, frățioare! Ce mă fac? Acum va trebui să dau testul. Hei, nu s-a terminat ziua, ai încă timp să înveți. Da, sigur că da, pot să-mi citesc notițele. Mai bine le împrumut pe ale altcuiva. Hei, mișto cămașă. Mulțumesc, mi-am luat o mărime mai mare ca să o port mai mult timp. Super, și ce lingură. E din Bombay, a costat 12.000 de rupii, cam $1.000.000. Wow, cum pariu că ai cea mai grozavă colecție de linguri din lume. Cred că e super să ai atâtea linguri și o cămașă marfă și aproape cele mai bune notițe din clasă. Aproape? Păi da, nimeni nu-l întrece pe Freddy. Eu, da. Bine, dacă spui tu. Sunt mai bune. Uită-te și singur. Bine, dacă insiști.
părțile unei flori sunt, vezi, diagrama B. Du-te la graficul 4. Du-te la graficul 7A. Vezi anexa? Anexă? Nici n-am auzit! Nici n-am auzit de așa ceva! Hei, și tu ai cămașă de asta? Ai și tu? Nu, surioara mea. Îmi place cămașa ta. Bine, acum urmează... Nu, pe bune, aș vrea să am și una la fel. Este o formațiune de pământ și stâncă mai înaltă ca un deal. De obicei face parte dintr-un lanț, dar apar și singuri. Mulțumesc, Polly. Bună, frățioare! Pestil, stamină. Jesse, e rândul tău. Hă? Citește următorul paragraf despre munți, te rog. Așteptăm. Munții sunt înalți. Unii au zăpadă, unii sunt înalți și au zăpadă. Unii sunt foarte înalți și au... Din ce citești? Din cartea mea. Cred că am o ediție nouă. Recunosc că sunt uimită. Credeam că iar citești fiarele spațiale în Hawaii. N-aș fi crezut că înveți la botanică. Da, învăț de săptămâni. Voiam doar să-mi recapitulez un pic. Știu totul. S-a întâmplat ceva, Jesse? Da, dăm tez la botanică. Am uitat să învăț. O să-mi păstrez prelegerea cu învățatul latin pentru altă dată. Deocamdată trebuie să te salvez. Mersi! De unde începem? Sunt sigură că știi ce trebuie să faci ca să te descurci la un test. Mai întâi trebuie să citești tot testul și să răspunzi la întrebările pe care le știi. Apoi, ce trebuie să fac? Inventează un cântecel care să te ajute să ții minte. De exemplu, pentru părțile florilor. Îmi place să cânt. Bine. Stamină, pistil, petală, sepală, receptacul și asta e tot. Hai! Stamină, pistil și petală, sepală, receptacul și asta e tot. Hei, am reușit! Ascultă! Stamină, pistil și încă ceva. Ceva și petală, am dat de belea. Nu! Nu sunt mort! Știi deviza mea, când ai probleme... Copiază! Sigur! O să stau lângă Freddy! El e deștept, parcă întreg universul vrea să copiez. Altfel aș sta lângă tine. Exact, numai că, deși universul vrea să copiez, Miss Graves nu vrea. O să te prindă și dacă îți miști puțin capul. Prea departe. Acum vezi? Nu, e prea departe. Prea departe. Stai, așa, îl văd perfect. Super, trebuie doar să-l ții pe Freddy în brațe și o să fie bine. Bună, Polly, adică Freddy, mereu vă confund. Sunt tare. Nu-i lăsa să te supere. Mi-e mai ușor și plec de la școală peste câteva ore. Nu mai știi de ce ți-ai pus cămașa asta de la bun început? Facem poze azi, ai uitat? O să fie o poză cu mine și Polly în aceeași cămașă pe care o să o vadă și nepoții mei. O să o fac bucăți. Perfect, nu mai rămân decât 15. Ce mă fac? Taie capul lui Polly și pune-l pe corpul tău. Varsă ketchup pe negative, sună-l pe fotograf și spune-i că a luat foc școala. Regret, n-am altă idee. După testul la botanică aveți câteva minute să vă pregătiți pentru fotografia cu clasa. Nu te teme, arăți foarte bine. Doar 10 întrebări suplimentare. Vă treceți numele pe foi și începeți. Vă rog. Trebuie să trecem și data? Nu e nevoie. Uh.
Hei, toată lumea știe ceva despre plante. Răspunde mai întâi la întrebările pe care le știi. Pentru a avea loc polenizarea este nevoie de A. o stamină, B. un pistil, C. polen, D. toate cele menționate. Niciodată nu sunt toate. Și pentru că e prima întrebare, trebuie să fie primul răspuns. Varianta A. Au 1. Sigur. Desigur, ar putea fi o șmecherie. De asta vor să aleg. Și dacă nu e o șmecherie? Adevărat sau fals? O să spun că toate sunt adevărate. Trebuie să nimeresc ceva. Nu, nu pot fi toate adevărate. Hai bine, trec fals. Nu, nici așa nu merge. Perfect! O să le nimeresc. Identificați componentele unei flori. Știu asta. Stamină, petală, frunză. Habar n-am. Partea de sus, partea de mijloc și partea de jos. Cealaltă parte de sus și încă una. Hei, sunt un geniu! Completați spațiile libere, sunt mort! Băiatul din rândul din spate, stai drept, te rog. Altfel nu o să te putem vedea. Așa, e mult mai bine, așa. Acum se vede cămașa ta de cowboy, care trebuie să fie foarte modernă, pentru că vă că o poartă și fetele. Gata, e foarte bine. Totul e gata. Am o idee. Nu cred că ne-am așezat bine. Pot să? Da, sigur, vă rog. Mulțumesc. Hai să vedem. Freddy, ia schimbă locul cu Jordan. Dar îmi place în spate. Și Polly, tu treci în locul lui Gabriel. Grozav! Acum toată lumea va vedea că suntem gemeni. Da, mult mai bine. Încă ceva. Un 2? Am luat 2 la test? O să-mi adunați nota la medie? Da. Dar ce s-a întâmplat? Nici măcar n-ai încercat să răspunzi la întrebările de pe ultima pagină. De obicei, când nu știi răspunsul, îmi povestești despre fiarele spațiale. Mi s-a făcut rău când am ajuns acolo. Oh, stai că înțeleg. Reacția alergică de azi dimineață. Probabil că nu-ți trecuse încă. Nu, mă simțeam... Da, mi-a fost foarte rău. Se învârtea camera cu mine și mă durea capul și aveam încărim și îmi venea să vomit și... Da, bine, bine, am înțeles. Nu pot să cred ce noroc ai avut. Te mai lasă să dai testul odată? Hei, am avut o reacție alergică puternică. Acum am o după-amiază și o noapte să tot învăț. Da. De data asta o să fiu pregătit. Ne vedem mâine și eu dau testul. Ai picat testul? Da, sigur că nu, dar îmi place să dau teste. Mult noroc la test. N-am nevoie. Sper că Miss Graves știe să scrie genial, pentru că asta o să-mi treacă pe test. Ai să vezi. Tu chiar ai învățat? Cum să nu? Am învățat toate răspunsurile la testul de ieri. Mi-a luat aproape o oră să le țin minte. B, D, A, A, C, B, adevărat, fals, fals, adevărat, pistil, stamină, polen. Dați-mi testul, Miss Graves, și pregătiți-vă!
Sunt în formă azi. Mă bucur să aud asta. Luați loc și scoateți câte o foaie de hârtie și niște creioane. Hârtie? Creioane? Da, o să ai nevoie. Scrieți un eseu.